Elevii claselor primare ale școlii gimnaziale numărul 1 din comuna Bughea de Jos au pregătit pentru astăzi un program artistic dedicat zilei de 8 martie, ziua internațională a femeii. Început la ora 11, programul a fost prezentat în fața mamelor și bunicilor prezente în holul instituției de învățământ, transformat pentru o jumătate de oră în sală de spectacol. Adresăm gândurile noastre de sănătate, împliniri, bucurie, tot ce vă doriți, alături de glasurile minunate ale copilașilor noștri, zic eu, pentru că 4 ore, 5 ore sunt și ai noștri la școală. Ne bucurăm că ziua asta cu conotație dublă, ziua femeii și ziua mamei, o sărbătorim în acest cadru frumos astăzi. Mulțumesc colegelor mele care s-au implicat și au reușit să încropească un program artistic dedicat dumneavoastră, dragi mămici și bunici. Este o zi care se sărbătorește încă din antichitate. Vechii greci o sărbătoreau pe mama tuturor zeilor, iar apoi Organizația Națiunilor Unite a sărbătorit în 1975, prima dată pe 8 martie, Ziua Femeii, urmând ca apoi în 1977 tot Organizația Națiunilor Unite să dea o rezoluție prin care a fost desemnată ziua de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii și a Mamelor. Vă doresc încă o dată fericire, sănătate, putere de muncă, să ne fiți alături de copii, așa cum și noi suntem alături de copiii dumneavoastră și ai noștri în fiecare zi. La mulți ani! La final, copiii au oferit câte un mărțișor și o diplomă de merit mamelor și bunicilor prezente la eveniment, nu puține fiind momentele pline de emoție în care, chiar dacă nu au lăsat să se vadă, au fost momente când a curs măcar o lacrimă de bucurie. A dançar, a dançar.